Ca de fiecare dată, Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor este alături de membrii Asociației CARP Omenia. De această dată cu DVD-uri, reviste și DVD-uri, serie completă, Barbie, care le vom distribui bătrânilor pentru nepoții acestora. Punga conține revista numărul 1 cu DVD-ul Barbie numărul 1, revista cu DVD-ul numărul 2, numărul 3, numărul 4, numărul 5, numărul 6 și o jucărie. Este un set complet de DVD-uri Barbie. Membrii Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia sunt informați constant de obiectivele Asociației pentru Protecția Consumatorului, printre care amintim protejarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor, de a conștientiza consumatorii asupra drepturilor pe care le au, de a dezvolta programe și proiecte în scopul realizării acestor obiective. Scopurile specifice ale programelor sunt de a proteja consumatorii împotriva riscului de a achiziționa și folosi produse de calitate îndoielnică, de a informa consumatorii despre produsele pe care le-ar putea pune în pericol sănătatea, de a încuraja consumatorii să aibă dreptul de a alege, de a încuraja competiția loială, de a rezolva sesizările consumatorilor. Membrii asociației noastre, de asemenea, sunt informați privind atribuțiile pe care le are Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor, și anume participarea în cu rol consultativ la elaborarea strategiilor și programelor naționale privind protecția consumatorilor, monitorizarea implementării legislației, contribuirea la actualizarea acesteia, să sprijine structurarea pe orizontală și pe verticală a consumatorilor în organizațiile neguvernamentare, care să le apere și să le reprezinte interesele. De asemenea, să înființeze centre locale de informare, consiliere și educare a consumatorilor, să organizeze centre de informare pentru membrii asociațiilor de consumatori, așa cum este în cadrul Asociației CARP Omenia, să realizeze studii, cercetări, teste comparative. Pentru realizarea acestui scop, Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor dezvoltă relații de colaborare și parteneriat cu Asociația CARP Omenia, precum și cu alte organizații similare.